cam periculos să oprit poliția în intersecție în fața hotelului Opera sau cum se numește el. N-au nici girofarul pornit că ar fi în misiune. Și în felul ăsta cam obturează orizontul pentru cei care ies de pe strada secundară. Strada CNCD-ului. Trec o mașină de jandarmerie. Am găsit și un loc mai sexy de parcare, când văd că stau la telefon. Cu motorul pornit, ca să fac călduț. E frig afară, e aproape iarnă. E plină mașina cu polițiști. Pare că vine cu treabă. Când vii cu treabă, trebuie să pornești măcar semnalul luminos. Să avertizezi șoferii că stai în loc periculos și inadecvat. Abia acum au făcut semn că pornești. S-a gândit să întrebe ceva și după aceea s-a răzgândit. 4, 6, 8, 5, 7. Poliție care nu prea respectă regulile. Și nu mai a plecat mașina de poliție și a parcat altcineva ilegal în fața hotelului, fix în intersecție. Ca la Buzău. Și cum să le ceri oamenilor să respecte regulile dacă chiar polițiștii fac asta?